Una caldă și alta rece în ceea ce privește învățământul din județul Hunedoara. Vestea bună este că, de principiu, în unitățile de învățământ din județul Hunedoara, unde situația epidemiologică o permite, cursurile vor continua cu prezența în sălile de clasă, la fel ca și săptămâna trecută. Nu sunt modificări esențiale, rata de infectare pe județ este în zona 1,60-67. Am făcut obișnuitul, cum să zic, program în ceea ce privește scenariile, în sensul că am trimis rata incidenței dată de DSP. Colegii noștri din Consiliul de Administrație au optat pentru un scenariu, noi l-am avizat, l-am trimis la Comitetul Judecător pentru Situații de Urgență și în acest moment toate școlile au primit programul, mă rog, scenariul aprobat și știu ce program au de luni încolo. Vestea proastă vine din municipiul Deva, unde, din cauza protestelor de la Complexul Energetic Hunedoara, termocentrala Mintia, care face parte din această companie și asigură agentul termic la școlile din reședința de județ, nu va furniza acest serviciu. Astfel, în mare parte a unităților de învățământ din Deva, din motive extra-COVID, cursurile se vor desfășura exclusiv online. Din păcate, datorită unor sincope de aprovizionare cu cărbune la termocentrala Mintia, suntem nevoiți să ne modificăm programul orar. Am avut o convorbire cu administratorul special al CEH, cu domnul prefect, cu domnul primar și asta este singura măsură prin care asigurăm totuși securitatea și sănătatea copiilor, în sensul că nefiind acest termic, va trebui să aplicăm prevederile ordinului comun, unde se spune că din motive de infrastructură, consiliile de administrație ale unităților de învățământ pot cere, în urma hotărârii din aceste consilii de administrație, pot cere inspectoratului școlar un aviz pentru modificarea activității didactice în regim online. Ceea ce se întâmplă în Deva, mai puțin unitățile de învățământ care au totuși centrală proprie. În municipiul Deva au centrală termică proprie doar colegiile naționale Decebal și Regina Maria, grădinița cu program prelungit de pe strada Aurel Vlaicu, Palatul Copiilor și o parte dintre clădirile de la Liceul Sportiv. În aceste locații, cursurile putând totuși să se desfășoare după metoda clasică față în față.